Ok, vreme de toamnă? Vreme de vară, ziua. Serios? De toamnă dimineața. Mă ne liniștește teribil acest fapt. Este foarte frig dimineața, seara și noaptea. Aseară chiar a trebuit să închid geamurile pentru că se răcorise foarte tare dintr-o dată. Deși pe parcursul zilei ajungem la 26, 27, poate chiar 28 de grade în următoarele zile. Geamurile durmea cu ele. În câteva secunde. Mi-a fost cald azi noapte, că am dat drumul la central prea tare. Exact. În schimb, am prins un apus, am filmat super, în live session. Portocaliu. Dacă ai stat 50 de minute în mașină, ce puteai? Până când programasem să filmăm pe la 6, numai că la 6 deja soarele e foarte jos, la 7 deja nu mai e deloc. Între 4 și 5 jumate am avut un soare senzațional, o să fie o imagine frumoasă. Așa cum sunt eu în soare în zilele voastre, dar da, cum spuneam, foarte rece dimineața și seara, însă foarte frumos pe parcursul zilei în continuare. Așa. Vin cu vreme caldă, 25-26 de grade se anunță cel mai cald în sudul teritoriului, mai cu seamă în capitală. Vorbim și de raze de soare pe parcursul acestei zile, însă cerul va fi variabil și în partea de vest a teritoriului vom avea înnorări cu tot cu precipitații. Nu vorbim neapărat de precipitații însemnate, dar ele vor exista și temperaturile sunt ușor mai scăzute, ceea ce înseamnă că va fi mai frig. Pentru ziua de mâine, de asemenea, meteorologii ne aduc vreme frumoasă, mai punem câteva grade în termometre, astfel maxima va atinge 27-28 de grade, cel mai cald fiind în continuare în sudul teritoriului, dar și în vest se mai încălzește pentru ziua de mâine, astfel că de la 19 grade ajungem până pe la 25-26 de grade. Însă, ușor, ușor, odată cu lăsarea serii, se vor aduna nori și vom avea parte de precipitații, începând din partea de vest a teritoriului, iar mai apoi, până vineri, aceste precipitații vor cuprinde toată țara. Mai scad temperaturile tot așa prin nord, prin vest, prin centru, dar rămânem la ele crescute în sudul teritoriului. Veștile mai puțin bune vin pentru weekend, când cerul va fi acoperit în majoritatea regiunilor și, evident, vom avea parte și de precipitații și va fi mai frig, cum este normal, iată, pentru toamnă. Mulțumim tare mult,